Vineri s-a întâlnit masa credală la Ultim pentru aprobarea vânzării ambulanțului, pentru că ei au nevoie de o finanțare pentru activarea zonei de producție pe zona OSU. S-a aprobat această vânzare pentru că este o condiție, suma care s-a negociat este de 3,7 milioane, pentru că este o condiționare a băncii Piraeus Bank de o, să zicem, o cofinanțare din partea Ultimului pentru acordarea unui credit de 6,5, unui credit sindicalizat de 6,5 milioane, plus Banca Transilvania în jur de 2,5 milioane.